100 de echipuri mi se pare un proiect cumva emblematic pentru sărbătorirea centenarului, pentru că nu văd o altă formulă mai potrivită de a ne aduce aminte de trecut, nu făcând omagieri, cum să spun, foarte de o zi, două, ci de a gândi lucruri care să dureze. Ori ideea de a face o radiografie cumva a prezentului, folosind însă o tehnică care vine cu mulți zeci de ani în urmă, mi se pare o idee fabuloasă și sunt onorat că fac parte din proiectul ăsta. Sper să nu dezamăgesc și să confirm încrederea celor care m-au adus aici. Da. La 100 de ani distanță, mi se pare că România azi e ușor confuză, societatea e într-un moment așa de cumpănă, pentru că cred că e un conflict foarte mare între o tendință așa conservatoare și alții care vor să împingă spre progres. Nu știu unde ne îndreptăm. Eu de felul meu sunt foarte optimist și singurul lucru de care mă preocupă e să fim suficient de generoși și de inteligenți să ne dăm seama că pământul ăsta și lumea în care trăim are nevoie de mult mai multă grijă și cred că dacă nu o să fim atenți la resurse, la felul în care ne ducem viața, riscăm să forțăm lucrurile într-o direcție nefastă. Valorile și principiile cumva care m-au ghidat până acum în carieră s-au ținut, le-am învățat și eu de la oameni de la care am învățat meserie, oameni pe care i-am admirat și în mare țin de perseverență, țin de o etică a meseriei și de ideea asta că nu trebuie să te dai bătut până la, dacă vrei să-ți împlinești un vis sau un proiect. Cred în moralitate, cred în prietenie, cred în dorința asta de a urca munții și de a nu te da bătut. Și îmi doresc ca viitorii privitori ai acestui proiect să nu râdă de noi, să se gândească că le va veni și lor rândul și să aibă grijă până la urmă de locul ăsta și de moștenirea asta pe care până la urmă o lăsăm. Cred că lucru pentru un creator, cel puțin lucru cel mai perisabil cumva e opera pe care o face și mi-aș dori cumva proiectele, filmele, creațiile noastre să nu rămână, eu știu, uitate, pierdute printr-un depozit înegrită de mucegai. Așa că aveți grijă de noi.